Față de un tânăr din comuna Bogdănești a fost pusă în mișcare o acțiune penală în data de 4 ianuarie, deoarece acesta ar fi lovit o bătrână în timp ce aceasta traversa strada. Tânărul în vârstă de 18 ani, fără permis, a lovit în data de 27 decembrie 2020 o bătrână de 76 de ani. Aceasta traversa petrecerea pentru pietoni pe strada Doi Grăniceri din Fălticeni. Femeia a ajuns la spital cu mai multe traumatisme în timp ce tânărul a fugit de la locul accidentului. Șoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis de conducere și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, el fiind reținut pentru 24 de ore.